Canătorii români care au participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au întors acasă cu o medalie de aur și două de argint. Canotajul și-a îndeplinit obiectivul propus, iar sportivii au fost primiți pe covorul roșu al salonului oficial de la aeroportul Henri Coandă de oficiali ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român, ai Ministerului Tineretului și Sportului, ai Federației Române de Canotaj și ai Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Primele care au coborât din avion au fost campioanele olimpice Simona Radiș și Iancuța Bodnar. Vizibil emoționată, stelista Simona Radiș s-a declarat impresionată de surprizele de care a avut parte la sosirea acasă. Păi dacă ne-ați lăsat pe noi să vorbim, cred că o să povestim puțin despre trăirile noastre și felul în care ne-am simțit și cum ne simțim acum. A fost o cursă extraordinar de grea, fiecare cursă pe care am tras-o la jocuri a fost foarte grea, dar pot spune că fac o echipă extraordinară cu Ancuța. Reușim să stăpânim fiecare emoție, pozitivă sau negativă, și ne facem treaba extraordinar împreună. Rezultatul a fost încununarea muncii și suntem foarte fericite pentru că am reușit să urcăm pe această treaptă și să reprezentăm România pe cel mai înalt nivel. Vicecampioni olimpici cu echipajele de 4 rame și dublu rame masculin, steliștii Mugurel Semciuc și Ciprian Tudosă se gândesc deja la Paris, acolo unde sunt deciși să schimbe argintul cu aurul. Să le mulțumim tuturor pentru susținerea acordată și suntem foarte motivați și la jocurile de la Paris să facem un rezultat cât mai bun. Ceea ce trăiești din primul moment când calci în satul olimpic și trăiești spiritul olimpic, te face să crezi că merită fiecare moment în care ai suferit, în care efectiv poate nu mai puteai și te-ai autodepășit. Începând de astăzi, canotorii români intră într-o bine meritată vacanță.